Salutare! Ei bine, astăzi, fiind o zi frumoasă, am vrut să profit și am ieșit din birou pentru a face acest video despre finalul anului 2022. Vă mulțumesc! Dragi clienți, vă mulțumesc că ați cumpărat de la noi, vă mulțumesc că ne-ați trimis cererile voastre de ofertă. Colegilor, vreau să vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați depus și pentru că ați avut de grijă de fiecare client, de fiecare comandă, ați urmărit ca tot procesul să fie respectat și, bineînțeles, furnizorilor noștri, fără de care nu am putea să livrăm oriunde în România și în Europa. Ne bucurăm că am reușit să ne menținem pe traiectoria ascendentă și să atingem obiectivul propus pentru anul 2022 de aproape 15 milioane. Încă nu știm dacă l-am atins. Se închid încă ultimele tranzacții, dar ne apropiem, suntem foarte, foarte aproape de obiectivul pe care ne l-am propus în 2022. 2023 va fi un an al schimbărilor, al transformărilor. Depozitul virtual despre care tot am vorbit în anul 2022 va trece la următorul nivel. Franciza, depozitul virtual, are un cost de activare de 1190 de euro din acest moment și vom avea doar 50 de depozite virtuale pentru anul 2023. Așadar, mergem pe principiul primul venit, primul activat, primul introdus în sistem și ne dorim să accelerăm creșterea business-ului vindemieftin.ro pentru ca fiecare client să cumpere material de construcții cu un preț mai mic, să negocieze necesarul de materiale, să cumpere totul dintr-un singur loc, să aibă un consultant dedicat și să își vadă de viața lui, să nu-și petreacă timpul prin depozite, prin hipermarketuri, alergând, învoindu-se de la serviciu sau lăsându-și activitatea din care el câștigă bani ca să își cumpere material de construcție. Vă mulțumesc încă o dată că existați, vă mulțumesc că ați crezut într-un business dintr-un oraș mic, cum este Râmnicu Sărat și acolo în spate, și ne vedem în 2022 mult mai activi și pregătiți pentru orice provocare. Vă mulțumesc, vă doresc un an bun, cu multe realizări și să fiți mai buni unii cu ceilalți, dar și cu voi înșivă.